mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Primăriei Municipiului Megidia pentru profesionalismul de care au dat dovadă, în ciuda tuturor piedicilor, problemelor create și presiunilor la care au fost supuși. Cu ajutorul lor am reușit să facem atât de multe lucruri extrem de importante pentru comunitatea noastră. În al doilea rând, vreau să mulțumesc tuturor megidienilor pentru încrederea și susținerea acordată până în prezent, pentru faptul că, în ciuda tuturor denigrărilor și acuzațiilor vehiculate în spațiul public, continuă să aibă încredere în mine și în proiectele pe care le propun pentru dezvoltarea Megidiei. În 2016, municipiul Megidia se confrunta cu numeroase probleme financiare, probleme generate de credite contractate anterior, procese pierdute care au generat obligații de plată și datorii către terți, cumulând 38 de milioane de lei. Nici la Spitalul Municipal Megidia situația economică nu era diferită. Unitatea sanitară înregistra datorii în cuantum de 5 milioane de lei, furnizori, servicii, salarii și ANAF. După eforturi uriașe în acest moment din punct de vedere financiar, nici primăria și nici Spitalul Municipal Megidia nu mai înregistrează arierate, litigiile au fost stinse și daunele achitate. 15.994.685 de lei am plătit la bănci, 4.923.000 obligații impuse prin hotărâri judecătorești, 557.000 datorii ale primăriei către terți, 5 milioane de lei datorii ale Spitalului Municipal Megidia, 2.425.000 de lei sume achitate pentru finalizarea proiectului finanțat din fonduri europene, reabilitare, modernizare, străzi, parcări, porți și stații de transport în Municipiul Megidia. În acești 4 ani, Primăria Municipiului Megidia nu s-a mai îndatorat cu niciun leu și nu a mai creat niciun litigiu juridic. În ciuda tuturor dificultăților în acest moment, echipa din cadrul Primăriei Municipiului Megidia implementează un număr de 18 proiecte cu fonduri guvernamentale, europene, nerambursabile, în valoare totală de 119 milioane de lei, care vizează toate domeniile importante, infrastructură, sănătate, educație, social, cultural și sportiv. De asemenea, un număr de alte 15 proiecte în valoare de 180 de milioane de lei, la care se lucrează în acest moment, vor fi finalizate cu fonduri europene, guvernamentale și din fonduri proprii. Pe scurt, voi prezenta cele mai importante proiecte la care am lucrat în decursul acestui mandat, și anume: reabilitarea tramei stradale în municipiul Megidia prin cele 3 proiecte importante de asfaltare. În total sunt 130 de străzi. Drumul județean, acela pe care am zis între DJ-202, între Remus Opreanu și Valea Dacilor. De 9 ani de zile nu au mișcat o petricică, nu au făcut un demers pentru acest lucru. Preluarea casei de cultură putea pur și simplu să o predea unității administrative, iar unitatea administrativă scria acel proiect și obținea finanțarea. Am pierdut o oportunitate de 5 milioane de euro să punem în folosință acea emblemă a Megidiei și readucerea tuturor exponatelor care se află la ora aceasta la Consiliul Județean, la Biblioteca Județeană sau unde se află ea, într-un subsol acolo, într-o bajocoră. Este o plăcere pentru că sunt alături de 2 candidați care îmi sunt foarte dragi și în care am foarte mare încredere. Și vorbesc de Valentin Vrabie, viitorul primar al Megidiei, și de Mihai Lupu, viitorul președinte al Consiliului Județean Constanța. Mă uitam cu atenție pe acest raport și am ascultat cu mare atenție bilanțul pe care l-a expus Vali Vrabie. Acest bilanț este suma unor eforturi considerabile, este rezultatul unei munci de echipă. La Megidia, Valentin Vrabie a reușit să facă lucruri importante pentru oameni și a reușit acest lucru fiind preocupat în permanență pentru performanță. Îl avem pe Valentin Vrabie, viitorul primar din Megidia, pentru că va câștiga cu ușurință acest mandat. Îl avem președinte al Consiliului Județean pe Mihai Lupu, un om cu experiență, un om care a demonstrat și în business și în activitatea parlamentară. Și o să avem o viitoare echipă de parlamentari puternică. Iar atunci, acest raport, eu cred că va crește considerabil și abia aștept să ne reîntâlnim, să povestim despre lucruri pe care le-am făcut pentru oamenii din Megidia. Un primar precum Valentin Vrabie a reușit să facă ce n-au reușit alți primari înainte de mandatul său. Credeți că poate fi extins modelul Vrabie și în alte localități din județ? Și dacă da,
ce ajută un astfel de primar sau cum puteți dumneavoastră să-l ajutați din perspectiva Consiliului Județean pentru a reuși, pentru a oferi mai multe locuitorilor din oraș? Cu siguranță, domnul primar Vrabia a demonstrat că această zonă poate să devină un hub pentru o zonă periferică și o zonă, să-i spunem așa, metropolitană, în ghilimele, față de celelalte localități. Iată, e deja un rol în acest sens. Spitalul de Medgidia asigură, practic, actul medical pentru 85.000 de locuitori. Gândiți-vă că ei suportă aceste costuri doar din veniturile realizate de Medgidia. Dacă ar avea și suportul Consiliului Județean, actul medical ar fi mult mai important. De asemenea, vedeți că a reușit să atragă mediul economic lângă el, pentru că aici dispune de suficiente facilități. Vorbim de cale ferată, vorbim de autostradă, vorbim de canalul ce leagă marea, vorbim de aeroportul foarte aproape. Gândiți-vă că aceste zone pot fi puse în valoare, această oportunitate poate fi pusă în valoare și în alte zone. Vorbim și Cernavodă, vorbim și de zona de la Novodar, vorbim de multe zone. Și nu numai de acolo, vorbim și de Hârșova, care poate să fie un pol fantastic, mai ales că e o zonă îndepărtată, vorbim și de Băneasa, pentru că și acolo sunt niște oameni, și o zonă care are nevoie de aceste centre de dezvoltare. Sigur că prioritatea mea, Consiliul Județean, așa cum v-am spus, voi susține absolut toate proiectele ce privesc educația, sănătatea, dezvoltarea economică și nu numai atât. Din punctul de vedere al Consiliului Județean, credeți că putea actuala conducerea Consiliului Județean să facă mai mult pentru Medgidia? Cu ce ați fi ajutat dumneavoastră personal municipiul Medgidia pentru a se dezvolta mai mult? Eu cunosc necesitățile Medgidiei încă din perioada cât am avut 8 ani de mandat, pentru că am avut acest colegiu. Sigur că o mare parte din proiecte trebuiau susținute, cofinanțate de Consiliul Județean. Adică discriminarea asta în alocarea bugetară a cofinanțării proiectelor a ținut captivă Medgidia și într-o zonă de subdezvoltare. Ori acest lucru, ca președinte de Consiliul Județean, cum am afirmat, nu trebuie să regăsească niciodată pe agenda unui președinte de Consiliul Județean. Trebuie să acorde suportul tuturor cetățenilor acestui județ. Dar Medgidia, în special, a avut această deficiență de suport financiar și cofinanțare pentru proiectele lor.